Antrenorul Marian Constantin s-a declarat mulțumit de randamentul elevelor sale la turneul amical de la Piatra Neamț, acolo unde Unic s-a clasat în final pe poziția a doua. Tehnicianul Petrean consideră că voleibalistele venite în această vară s-au integrat destul de bine, știe că mai este mult de muncă, dar este încrezător în debutul stagiunii, deși echipa va avea un program foarte greu pe teren propriu. La momentul de față sunt și neconcordanțe, și normal, sunt fete care au venit de la alte cluburi, au jucat cu alte sisteme de apărare, alte sisteme de atac, dar încet, încet, eu știu, până la începerea campionatului, sper să le punem pe date la punct, să debutăm cu drept. Da, încrezător în privința debutului în campionat. Da, trebuie, suntem obligați să câștigăm, nu prea avem, deși prindem acasă, am avut parte de o tragere la sorți total nesatisfăcătoare. Toate echipele cu care ne batem noi suntem în luptă directă cu ele. Ne întâlnim în deplasare, exceptând Clujul, deci avem un singur meci, restul ne vizitează Bacău, Dinamo, CSM-ul. Dar să sperăm că aducem publicul la sală și pentru retur să schimbăm lucrurile. Formația patronată de Vasile Oatu va începe campionatul pe data de 18 octombrie, atunci când va întâlni în deplasare pe CSM Satu Mare, echipă care a înlocuit-o pe Știința Miroslava, retrasă din competiție.